Bună, dragii mei vărsători, sau cei care sunteți în zodia vărsător, mai bine spus, sau aveți ascendentul în vărsător. Fac și pentru voi citirea pentru februarie 2023, o citire puțin întârziată din anumite motive personale, dar sunt convinsă că încă puteți să vă bucurați de mesajele pe care eu vi le voi transmite. Citirea pe care eu o fac se potrivește, cum am zis, atât pe cei care sunteți în această zodie, dar aveți și ascendent. Și dacă aveți persoane dragi vouă în această în vărsător, vedeți ce le aduce luna februarie sau să vedeți cum să relaționați cu ei, de ce nu. Citirea pe care o fac, după cum știți, pentru cei care v-ați reîntors sau vrei, vedeți detaliile mele și vă mulțumesc din suflet, mai ales dragilor mei abonați. O fac pe principal domenii ale vieții, carieră, dragoste, profesie, bani și starea noastră de bine sau interioară, dar voi extrage și o energie generală care, din punctul meu de vedere, este cartea care dictează oarecum luna, cea mai importantă, ca să zic așa. Să trecem la treabă, că sunt convinsă că mulți dintre voi așteptați citirea mea. Pentru vărsători sau cei care au ascendentul în vărsător, să vedem ce le aduce luna februarie. Vărsători sau cei care au ascendentul în vărsător. Doamne ajută să primim cele mai clare răspunsuri. Și energia generală pentru voi este 9 de cupe. Și de ce râd, dragii mei, pentru că această carte a ieșit la început când am început să bat cărțile, după cum ați observat și voi, dar am pus-o la loc pentru că era prea devreme ca să-mi dau seama dacă ea este cartea care dictează luna februarie. Absolut minunată această carte pentru voi, dragii mei vărsători. Vedeți cum acest bărbat are toate cupele pline și este mulțumit de viața pe care o duce. Voi în această lună sunteți absolut fericiți și aveți o viață împlinită din toate punctele de vedere, majoritatea dintre voi. Da? Aveți și bani, aveți și stabilitate, aveți și o stare de interior mult mai bună ca până acum și aveți cupele pline în diferite domeniu în care voi doriți să le aveți. Unul vă merge bine profesional, altora sentimental, altora le aveți pe toate, ca să zic așa. 9 de cupe este o carte foarte, foarte pozitivă, fiind cupele, tinse, cred că ține și de mulțumirea dumneavoastră sufletească, da? Sunteți fericiți în luna februarie, sunteți împăcați, ați primit vești frumoase, probabil, lucruri care vă întregesc inima și care vă fac să zâmbiți după multe perioade destul de grele în ultimul timp, că ați avut și voi, cel puțin am trecut câteva luni destul de tensionate. Dacă o luăm din punct de vedere profesional, vă place ceea ce faceți, aveți un job care vă aduce satisfacție atât profesională cât și bani suficienți pentru cheltuielile voastre, sunteți împliniți, da? Ați pus sau câștigați mai mult sau ați pus ceva deoparte și lucrurile funcționează bine din punctul ăsta de vedere, da? Sentimental, lucrurile merg bine, alături de partenerul nostru, având stabilitatea financiară asigurată, începe să vă bucurați mai mult de ceea ce aveți, poate ieșiți mai des în oraș, poate plecați într-o călătorie, fiind și Sfântul Valentin, poate pur și simplu achiziționați ceva pentru voi, cumpărați ceva nou, investiți în casă, în confortul vostru, pentru că aveți de unde. Deci este o lună efectiv minunată. Dacă vorbim din punct de vedere al anturajului, membrii familiei sau cercul dumneavoastră de apropiați, sunteți în centru atenției, sunteți apreciați pentru ceea ce ați făcut pentru mulți dintre ei și dăruiți din bunătatea voastră și în stânga și în dreapta. Deci aveți o viață socială destul de intensă în luna februarie, dragii mei vărsători, ceea ce vă bucură. O să vedem acum cum influențează această stare de bine celelalte domenii, da? Deci foarte, foarte mișto ca și energie generală, da? Să vedem pe partea de profesie, 5 de spade, aici lucrurile sunt un pic tensionate, dar vom vedea ce se întâmplă acolo, pentru că este ce trebuie. Probabil mici discuții, probabil voi vreți să puneți, să le dăm așa să se vadă, da? Pe partea asta de dragoste, 4 de bâte, foarte, foarte, foarte frumos. Aici lucrurile sunt magnifice. Sărbătoriți, stabilitate, fericire alături de partenerul dumneavoastră și multe, multe alte bucurii. Deci, clar, dar detaliem, că mie îmi place să dau și veștile când le văd, dar și detalierea. Pe partea de bani, regina de cupe, primiți niște bani de la persoană dintr-o zodie de apă, femeie, sau sprijin în ceea ce vă doriți voi să faceți.
Și sarea voastră, binestarea voastră interioară, judecata. Ceva se întâmplă, ceva trece printr-un filtru al judecății, faptele dumneavoastră sunt recompensate sau nu. Vedem mai departe. Oricum, voi treceți în această lună februarie, fiind cartea dumneavoastră de stare de interioară sau intelect, ca să zic așa, printr-o judecată, judecați. Pe ce apropiați vouă, judecați ce v-a adus viața până acum, judecați pe cei care v-au greșit, judecați toate aspectele vieții voastre în luna februarie. Și în funcție de acest lucru, recompensați pe cei care merită sau nu. Deci toată lumea trece printr-un filtru a judecății. Sunteți mai critici în această perioadă. Poate vă judecați pe voi înșivă. Poate vreți să vedeți unde voi ați greșit de ați avut așa o perioadă grea în trecut. Poate judecați faptele voastre și vă dați seama că și voi ați greșit și nu o să mai repetați aceleași greșeli. În urma acestei judecăți sunteți împăcați cu voi, pentru că nouă de cupe este o carte minunată, vi se umple cupele, adică vedeți că sunteți totuși iubit, că sunteți apreciat, că poate și voi ați fost răutăcioși și nu trebuia să fiți, poate credeați că oamenii nu vă iubesc sincer și doar profită după voi și nu este așa. Oricum, în urma acestor analize interioare pe care voi le faceți în luna februarie, dragii mei, sunteți bine cu voi. Tind să cred că urmează și un proces pentru mulți dintre voi care vă știți cu proces, urmează o judecare a procesului și o sentință, da? Deci, probabil va fi favorabilă pentru voi prin 9 de cupe, pentru că văd că pe partea asta de profesie, poate vă judecați cu un loc de muncă sau aveți de primit anumite beneficii pe care nu le-ați primit de la cineva pentru care voi ați lucrat sau ați dat în judecată pe cineva, vreo instituție sau pentru vreo moștenire sau mai știu în ce aveți voi procese sau partaje unde este cazul și o să primiți prin intermediul unei judecătoare, deci sau un femei în zodia de apă, ceea ce vouă vi se cuvine, da? Deci drepturile bănești, dacă este vorba de o judecată pe drepturi bănești, moștenire dacă este vorba pe o judecată pe... Oricum, voi sunteți câștigători în urma acestui proces, da? Este totuși o dispută, o negociere, cred că este pe partea de job, după câte văd prin 5 de spade, dar voi și prin 5 de spade și prin judecata și prin 9 de cupe sunteți mari câștigători ai acestei judecăți, da? Te ține de bani, da? O să primiți niște sume de bani, o să primiți ceea ce vi se cuvenea și asta vă umple cupele, cum am zis mai devreme. Da? Dar să vedem, să detaliem, pentru că aveți niște cărți absolut minunate. Să începem cu 5 de spade. O să mai extrag aici o carte să vedem pe ce să vă certați. Da? O să clarificăm prin 9 de bute. Exact cum am zis mai devreme, considerați că munca dumneavoastră nu este răsplătită așa cum trebuie și sunteți un pic dezamăgiți, da? La început de lună cel puțin și vă certați pentru drepturile voastre. Ridicați butele și cereți ceea ce vi se cuvine prin 5 de spade. Sunteți un pic conflictual, dar aveți curajul și prin judecata să vă cereți drepturile, da? Să cereți ceea ce vi se cuvine și vedeți că o să ieșiți din starea asta de nouă de bâte, totuși sunteți dezamăgiți. N-ați vrut să apelați la amenințări, la justiție dacă este cazul, la discuții, dacă pur și simplu vă cereți drepturile care vi se cuvin pentru munca pe care voi o prestați, da? Sunteți destul de conflictuali, dar pe bună dreptate veți învinge acei rivali pe care îi aveți. Poate aveți conflicte, nu știu dacă aveți, sunteți propriul dumneavoastră stăpân, să zic așa, poate aveți propriul dumneavoastră afacere și aveți de recuperat niște sume de la anumite contracte sau anumiți oameni, anumite datornici, ca să zic așa, și dați în judecată sau amenințați cel puțin cu judecata și veți câștiga, vi se vor returna acele drepturi pe care voi trebuia să le primiți, da? Se deblochează ceva dacă erați blocați în anumite situații cu anumite conturi, de ce nu, sau instituții, se deblochează și merg lucrurile în favoarea voastră, da? Deci este foarte, foarte mișto, se face o judecată și voi veți ieși din această stare de dezamăgire profundă și de tristețe, pentru că voi nu credeți că vă se întâmplă vouă, voi sunteți serios și conștiincios în ceea ce privește munca și nu ați vrut să apelați la astfel de lucruri pentru a obține ceea ce vi se cuvine din punct de vedere profesional. O să obțineți și o să vă meargă din ce în ce mai bine și o să obțineți și respectul actual loc de muncă, unde este cazul, da?
Vi se umple cupele prin nouă de cupe, deci vi se face dreptate și probabil până la sfârșitul lunii veți primi banii pe care nu i-ați primit dacă este cazul. O să primiți anumite contracte care v-au fost blocate dacă este cazul și vă judecați pe ele sau anumite drepturi pur și simplu ce vi se cuveneau. Le veți primi. Le veți primi prin intermediul unei femei, cum am zis, regina de cupe. Este o femeie care îi place dreptatea, căreia nu-i place cearta, dacă este șefa dumneavoastră sau poate fi o judecătoare, poate fi o apropiată, poate fi cineva care vă ajută să primiți ceea ce vi se cuvine. Primiți o sumă de bani restantă, primiți o sumă de bani pe care poate ați împrumutat-o și acum reușiți prin discuții, prin decertul să faceți acea persoană să vă dea banii, de ce nu poate să împrumuta chiar această regină de cupe. Dar se face dreptat, da? Deci apelați la ea, îi comunicați ceea ce aveți de făcut, poate fi avocatul, de ce nu? Și vă va ajuta cu mare drag. Este o persoană care se bucură că îi cere sfatul sau că apelați la ea și vă ajută și veți beneficia să vă recupera ceea ce voi ați pierdut în trecut, da? Deci recuperați sume pierdute, bani pierduți sau contract sau mai știu ce ați pierdut voi și aveați de disputat anumite judecăți, da? Sau veți da în această lună februarie, de ce nu, un alt mesaj că este o citire generală pe cineva în judecată, da? Prin intermediul acestei persoane. Și probabil veți avea câștigi de cauze în viitor, pentru că nouă de cupe spune că cupele voastre se vor umple și veți fi mulțumiți din punct de vedere financiar, profesional în această lună februarie, da? Deci tot ce ține de chestia asta vă recompensează, de chestia asta de judecată, de dacă ați fost necinstiți, mințiți sau, cum să vă zic eu, prejudecați anumite drepturi sau ați avut anumite prejudicii, cum s-ar spune, le recuperați și ceea ce vă face fericiți și vă umple cupele prin nouă de cupe. Deci începe luna februarie într-o notă pozitivă. Dar să vedem ce se întâmplă cu partea sentimentală. Este o lună februarie absolut minunată, da? Sunteți fericiți. Sau cel puțin asta credeți că în sfârșit o perioadă zbuciumată din viața voastră alături de partenerul dumneavoastră a luat sfârșit, da? Pentru cei care ați avut o perioadă de dute vin, o perioadă de certuri, de discuții, de împăcări, de spărțiri, în sfârșit se asemne liniștea în cuplul vostru, da? Patru de burte este cartea stabilității, dar și a fericirii în cuplu, da? În sfârșit, după o perioadă grea, lucrurile funcționează bine între voi. Cred că partenerul nostru și-a dat seama că și el greșește sau cel puțin asta își dorește și el ca și voi în această perioadă februarie, fiind și luna îndrăgostiților, de ce nu, poate o să faceți și o să fiți ceruți în căsătorie dacă nu sunteți căsătoriți, o să vi se propună să vă mutați împreună. Dacă nu sunteți mutați împreună, urmează o propunere la care voi nu vă mai așteptați din partea partenerului, ceea ce vă bucură foarte, foarte mult. Sau dacă aveți o relație de lungă durată, poate plecați într-o excursie cu partenerul sau cumpărați ceva, ceea ce voi vă dorea să cumpărați de ceva timp sau doar vă bucurați de unul de celălalt. Deci este o perioadă bună din punct de vedere al relației de cuplu, o perioadă care vine după o perioadă destul de plină de urcări și coborâșuri și se face o dreptate. Voi considerați că ceea ce se întâmplă în cuplul vostru este bine meritat de către voi și că în sfârșit se face o dreptate. Împăcarea vine sau liniștea vine după o discuție mai serioasă, o discuție în care ați spus sau puneți lucrurile pe ca să zic așa, pe tavă, discutați sincer și lucrurile se remediază. Foarte, foarte frumos este din punct de vedere al cuplului această lună februarie. Dar și cei singuri care vă căutați o persoană cu care să fiți împreună, aveți mari șanse, da? Aveți de ales între patru variante mulți dintre voi, că este patru aici. Și cred că o să aveți în sfârșit curajul să faceți un pas către acea persoană care v-a pus inima pe jar, da? La o ieșire în oraș, la o petrecere, la o întâlnire, de ce nu? O să aveți curaj să fiți cu persoana care vă place sau o să vă placă cineva la prima vedere și o să aveți curajul să încercați să fiți cu această persoană, da? Șanse sunt, pentru că vă nouă de cupe spune că dacă asta vă doriți, asta o să obțineți. Sunt șanse reale ca să fiți cu persoana pe care voi o vreți sau persoana care vă pică din senin cu troc, dacă aveți curaj și mergeți către ea, puteți să începeți o relație frumoasă de iubire. Da? Deci lucrurile sunt magnifice pentru voi în luna februarie, dragii mei vărsători.
Cred că am zis oarecum ce ține de partea asta de sufletească, cred că nu văd prea mari mesaje în plus. Este absolut minunat ceea ce vi se întâmplă. Primiți din timp, deci nu este nimic gratuit, ați munci mult să obțineți ceea ce voi aveți și în sfârșit vă dați seama că viața dumneavoastră este frumoasă, că merită trăită din plin și că vă bucurați de un februarie magnific și extraordinar. O să aveți casa plină, cum s-ar spune, vin copiii în vizită sau o să petreci sau să sărbătoriți, că este și ziua voastră, dragii mei, vărsători în februarie, pentru mulți dintre voi la mulți ani cu ocazia asta. O să aveți o fel de petreceri în familie, cu prietenii, ceea ce vă umple vouă inima de bucurie, că vă plac petrecerile și să aveți casa plină, să fiți înconjurate oamenii dragi vouă. Din cărțile de tarot, cred că astea sunt mesajele pe care le văd, nu o să mai clarific că nu văd de ce, lucrurile sunt foarte, foarte clare, se face dreptate pentru voi, cum am spus mai devreme, și veți vedea cum viața dumneavoastră se schimbă în bine, cel puțin în februarie, deocamdată lucrurile funcționează foarte bine pentru voi. O să extrag acum mesaje noi sau să confirm ceea ce am spus prin tarot. Din cărțile normal de citit sau oracolul țigănesc, cum sunt ele denumite, da? Să vedem ce extra mesaj avem pentru vărsători sau cei care au ascendentul în vărsător pentru februarie 2023. Mă bucur că v-a ieșit așa, este o citire foarte mișto, una din cele mai bune până acum și februarie de obicei aduce lucruri frumoase pentru majoritatea dintre voi. Casa al cuiva, da? Vorbe de la un tânăr blond cu ochii închiși la culoare, să vedem ce spune blondul ăsta și casa ta. Deci când apar doiași, dragii mei, voi se îndeplinesc când așii anunță de pe cei îndeplinirea tuturor dorințelor, da? O să exact cum am zis, ceea ce ține de o casă, văd aici, de, poate cumpărați o casă sau câștigați prin proces dreptul la o moștenire care vă convenea de drept sau prin intermediul acestui bărbat reușiți să obțineți un împrumut, dacă este cazul, și să vă cumpărați casa visurilor voastre, da? Casa ta, casa altuia, țin să cred că urmează o mutare, o cerere în căsătorie pentru femeile din zodia vărsător, care încă nu erați căsătorite sau sunteți într-o relație destul de conflictuală și o să vă ia prin surprindere această cerere în căsătorie și urmează o mutare sau achiziționarea împreună cu iubitul dumneavoastră a unei case, o uniune a două case într-una, cum s-ar spune, adică două persoane se vor uni în această lună februarie, da? Foarte, foarte frumos. Deci, dragile mele, mai ales cele până în 30-35 de ani, bucurați-vă de această cerere în căsătorie și această uniune neașteptată, da? Vi se îndeplinește dorința dumneavoastră arzătoare din suflet referitor la o casă, la o căsătorie sau la o moștenire, dacă este cazul. Foarte frumos! Voi extrage acum o lamelă din lamele pe care eu le-am achiziționat special pentru voi, să întregesc oarecum citirea, să vedem ce extra mesaj și acest factor în plus primiți pentru februarie 2023, dragii mei vărsători. Februarie 2023, extra mesaje pentru vărsători. Și pentru voi extrag, pam, pam, 2. Foarte frumos aceste două mâini care se apropie una lângă alta. Deci, încă o dată subliniez că în luna februarie veți spune da la cea de căsătorie pe care o veți primi, dragii mei vărsători. Încă o dată un da clar, de ții puterea de a spune da. Deci este un mesaj destul de puternic în ceea ce privește căsătoria, uniunea două persoane, mutarea împreună sau ce doriți voi, dragii mei. Clar, mergeți că înainte cu partenerul dumneavoastră sau iubitul sau iubita dumneavoastră către un drum împreună. Știi că ai puterea de a spune da în orice situație care te interesează, chiar dacă ești speriat că acest da îi enervează pe cei din anturajul tău. Da, cred că vă spune da la niște propuneri care vă ia prin surprindere în această lună februarie și cu toate că vi se rupe că cei din jurul vostru nu vor fi de acord cu ceea ce vă doriți voi, veți accepta, lucrurile se mișcă în favoarea voastră, poate vă căsătoriți cu o persoană cu care familia dumneavoastră nu este de acord, de ce nu? Sau este din altă clasă socială sau din altă religie și anturajul dumneavoastră se pare că faceți o decizie sau o luați o decizie
destul de dezechilibrată, de ce nu? Spuneți da, luptați pentru ceea ce vă doriți voi, da-ul ăsta convingător pe care voi îl veți spune vă va aduce și mai multă fericire în această lună februarie. Foarte, foarte frumoasă această lamelă, foarte frumoasă. Deci întărește ideea de căsătorie, de uniune, de mutare împreună, de. Ceva ce ține de cuplu oricum. Voi extrage acum o lamelă din oracolul Puterea sublină, subtilă, a energiei nesfârșite, a iubirii dumnezeiești. Păi e cu inimioare, e cu Dumnezeu, e cu iubirea de sine. Sunt mesaje mai mult așa pe partea asta de spiritualitate. Să vedem pentru vărsător februar 2020 și ce alte mesaje primim pentru ei sau dacă interes sau nu ce am spus mai devreme. Vărsător sau cei care au ascendentul în vărsător. Doamne ajută! Bună voință! Ești o persoană plină de omenie, iubitoare și ai capacitatea de a împărtăși și această energie cu ceilalți. Felul dumneavoastră de a fi, bunătatea sufletului dumneavoastră, energia dumneavoastră pozitivă din această lună februarie va aduce bucurie și celor din jur. Sunteți ca un magnet, radiați de fericire, radiați de energie pozitivă, trezește în oameni de lângă voi același lucru, da? De emanați bunăvoință, emanați iubire, primiți iubire, da? Deci este o lună magnifică pentru voi, dragii mei. Cred că mă opresc aici pentru că n-am ce să mai spun. Sunt foarte fericită că va ieși această etalare. Tatăl meu este vărsător și el a avut așa o perioadă destul de grea, să zic, de multe încercări pentru vârsta pe care o are și acum cu siguranță își va găsi liniștea și își dă seama că este iubit și apreciat pentru ceea ce este el, nu ceea ce oferă el. Deci, tata, te iubim așa cum ești tu. Încă aici, dacă vă place de mine, dacă vă place de comunitatea mea, dacă vreți să faceți parte din canalul sau comunitatea pe care eu pas cu pas vreau să o clădesc, a sincerității și a comunicării sincere și pline de curaj și înțelepciune între oameni, vă aștept pe canalul meu, abonați-vă, apăsați și clopoțelul ca să primiți cât mai repede etalările mele, comentați, îmi place să primesc feedback-uri dacă rezonați cu ceea ce am spus, dacă vreți să îmbunătățești ceva, orice comentariu pe mine mă bucură și mă ajută să cresc în calitatea etalărilor mele. Poate nu sunt cea mai bună vorbitoare, dar cred că mesajele mele sunt destul de clare. Dacă considerați că munca mea merită, de ce nu, dragii mei, apăsați butonul de mulțumiri și donați anumită sumă de bani dacă vă permite și puteți să o faceți. Dacă nu, eu vă mulțumesc pentru timpul pe care l-acordați și pentru faptul că vă reîntoarceți pe canalul meu de fiecare dată când eu postez o etalare pentru voi, dragii mei vărsători. Pupici, vă îmbrățișez și vă aștept la următoarele mele citiri.